Bun venit la Generation Talks, un podcast pe teme de dezvoltare durabilă, realizat în cadrul proiectului Generation, care este susținut de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Suntem Cosmin și Ciprian, gazdele acestei ediții, care l-are drept invitat pe Gabriel Sescu, președinte al Federației Băncilor pentru Alimente din România și inițiatorul primei bănci pentru alimente din România. Bun venit, Gabriel! Mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că vă aplecați asupra acestei teme a risipei alimentare. Este adevărat, prima bancă a fost constituită la București în 2016. A fost un început un pic mai greu pentru că existau suspiciuni românești asupra ceea ce se poate face și unde pot ajunge produsele pe care noi le colectăm. Însă, după un an și jumătate, am reușit să spargem această barieră și să găsim parteneri cu care să colaborăm în mod constant. Companii care, plecând de la politica internă de sustenabilitate, au decis să nu mai arunce produse pe care ar putea să le doneze, fie produse care sunt la sfârșitul perioadei de valabilitate, fie produse care se folosesc periodic în decursul unui an și care nu mai prezintă interes după acel eveniment sau după acea perioadă. Iar ceea ce am început noi la București, grație partenerilor pe care i-am avut, în primul rând Lider România, care susține de la început Banca pentru Alimente din București, dar și fiecare bancă regională care s-a înființat ulterior, cât și celorlalți parteneri, Metro, Kaufland, Penny, Profi, producători cum e Kellogg România, și care, pe lângă faptul că donează produse, au înțeles să susțină și financiar costurile unui astfel de proiect, pentru că ele implică personal, implică mașini avizate sanitar veterinar, dar și depozit pentru alimente, care înseamnă un spațiu cu instalație frigorifică care să poată să primească fie produse congelate, fie produse refrigerate pe perioada în care noi, să spunem, le avem în depozit între colectare și distribuția către organizațiile noastre beneficiare. Când vorbim despre Banca pentru Alimente, așa cum am înțeles, vorbim despre trei actanți. Cel care produce sau comercializează sau distribuie alimente și are un surplus din diferite, în diferite momente sau din diferite motive. Vorbim despre Banca pentru Alimente, cel care colectează și care distribuie către cel de-al treilea organizații care au nevoie de alimente pentru beneficiarii lor, beneficiarii activității lor. Când vorbim acum în general despre alimente, cum putem să definim aceste organizații? Pentru că și ele sunt foarte importante în acest ciclu. Cum putem să spunem aceasta ar fi o organizație bună sau ce ar trebui ea să facă? Sau... Cum deci, vă vedeți asta? Organizațiile pe care noi le avem, să spunem, în baza de date, înseamnă un ONG care are un program social cu beneficiari sociali verificabili. Adică organizația ne trimite o solicitare în care își detaliază activitatea pe care o desfășoară. Avem un program de tip cantină socială sau rezidențial pentru persoane vârstnice sau rezidențial pentru copii tineri cu dizabilități. Zilnic oferim hrană în cadrul proiectului și am avea nevoie de un sprijin cu alimente pentru că ele reprezintă o valoare destul de mare din costurile implementării proiectului. Sau organizații care periodic se duc în comunități sărace și distribuie pachete cu alimente, pe lângă, poate, știu eu, îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdane, acum da, se adresează chiar și copiilor, deci le oferă ghiozdane și atunci noi, văzând realitatea pe care ei o sprijină, îi cuprindem în baza de date, îi cuantificăm
cu un număr de beneficiari pe care ei, să spunem, îi iau actualmente și vedem care este și tipologia produselor pe care le putem da. Pentru că e o mare diferență între a ajuta, să spunem, un centru rezidențial pentru bătrâni cu hrană și a ajuta un after school făcut de un ONG, nu știu, un parteneriat cu o școală, cu o primărie, unde 50 de copii vin după programul școlar să-și facă temele. Ei, aici deja diferența e foarte mare, adică în prima variantă poți să dai aproape orice, morcovi, cartofi, da, legume, fructe, așa. Aici plaja produselor se limitează la cele care pot fi consumate în mod direct. Anumite fructe și, să spunem, produse de patiserie, produse de panificație, care pot fi oferite și să fie consumate imediat. Sau chiar produse lactate, și chiar, nu știu, să produce din carne, dacă acolo se oferă un sandwich și poate fi făcut pentru copii, să spunem, imediat un sandwich pe care el consumă după ca să fie, lecții. Ca să fie clar, noi vorbim de produse în termene de valabilitate, corecte din punct de vedere sanitar, organoleptic, adică la gust și așa mai departe. Nu vorbim despre stricăciuni. Nu, deci noi acceptăm produse cu minim 5 zile termen de valabilitate, pentru a exista timp suficient ca noi să le colectăm, depozităm și să le livrăm și, bineînțeles, să existe timp suficient pentru consum. Pentru că dacă la noi un produs ajunge cu 5 zile valabilitate, el pleacă în aceea zi sau în ziua următoare, în ziua a patra, rămânând ziua a treia, deci rămân în continuare 3-4 zile timp de consum. Deci asta este, dacă vreți, minimul principiu de lucru. Putem să luăm și cu o lună de zile și chiar și cu mai mult. Gândiți-vă la toate dulciurile care sunt după sărbători, Crăciun, Paști. Ele, după eveniment, nu mai au căutare, nu mai au valoare comercială. Pot să aibă 6 luni, un an de zile termen de valabilitate. Noi le colectăm și le dăm, da, în zona asta a programelor sociale, unde sunt consumate făcând abstracție de figurina, da, pe care chiar vreau să mi-amintesc că am, da, văzut Moș Crăciun de ciocolată până în apropiere de Paște sau da, da, pentru că durează în ianuarie să fie colectați din toate magazinele într-un spațiu logistic al unuia dintre retailer, să spunem, și noi îi preluăm în februarie, distribuim februarie, martie, fără nicio problemă. Tocmai pentru că, așa cum ați menționat, produsele pe care noi le dăm sunt produse consumabile. Gândiți-vă și la faptul că la un moment dat ai legume sau fructe care se duc în zona de copt-răscopt. Cumpărătorul nu le mai ia, dar ele nu au nimic. Adică să poți primi, să spunem, sute de kilograme de roșii care se pot transforma fie în bulion, știu eu, în bulion, în suc de roșii, în zarzavat, sau chiar, dacă e o cantitate mai mică, ajung în oala cu ciorba a doua zi într-un centru rezidențial. Este o plajă destul de mare de aplicabilitate a băncilor pentru alimente. Dar ziceai că acum există bănci la nivel regional. Câte și de ce, de fapt? De ce avem noi nevoie de bănci pentru alimente și de câte avem nevoie? Eu am preluat un model pe care l-am văzut în Italia. Fiecare euroregiune avea o bancă regională. Un punct unde oricine, să spunem, din areal poate să aducă produsele pe care le are. Da? Sau poate să mă aducă la cunoștință, am produse, sunt, să spunem, în termen până la data de, dacă sunteți interesați, veniți și le preluați. Și din motive de sustenabilitate, pentru că ar fi păcat să cari marfă de la Târgu Mureș la București, ca după aia, nu știu, să o distribui la Brașov. Marfa de la Târgu Mureș rămâne în zonă, în cel mai nefericit caz vine de la Târgu Mureș la Brașov și e distribuită în județele care țin de banca din Brașov. În 2018 am făcut primul pas încercând să existe 3 bănci, una în sud, una în Ardeal și una în Moldova, deci București, Cluj și Roman. Iar în anii următori am reușit să înființăm banca regională la Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova, iar acum, în această perioadă, punem pe picioare banca din Galați, este ultima. Și atunci fiecare regiune are în apropiere o bancă regională. O bancă înseamnă că există cel puțin un om, o mașină cu utilaj frigorific care poate să transporte alimentele în siguranță și un spațiu de depozitare. Și mașina și spațiul de depozitare trebuie să fie acreditate sanitar veterinar. De ce? Pentru că noi, ca bănci,
preluăm produse doar de la persoane juridice, da? Păstrând trasabilitatea, știind foarte clar când a fost preluată marfa, în ce condiții a fost depozitată pe perioada transportului, în ce condiții a fost depozitată la noi în bancă, urmând ca în pasul următor produsele colectate să fie oferite organizațiilor pe care noi le ajutăm cu alimente. Ce înseamnă a tot folosit și eu am folosit și Cosmin a folosit cuvântul a oferi. Ce înseamnă acest concept de a oferi? Pentru că sunt convins că a oferi, care pare așa foarte frumos și cu larghețe ceea ce faceți, dar are foarte multă muncă în spate și foarte multe resurse implicate. Nu vă ascund faptul că într-o bancă munca noastră este dublă. Odată, noi încercăm să găsim produse pe care să le colectăm și să le dăm organizațiilor, dar în același timp noi trebuie să facem demersuri și să găsim fonduri pentru a putea funcționa. Pentru că un astfel de proiect nu poate să existe în regim de voluntariat. Nu poți să ai gestionar, șofer pe care îl trimiți să-ți ia marfă cu documente, cu responsabilitate voluntar. Nu poți să ai un depozit gratuit, da? Pentru că normele sanitare veterinare ne cer să avem propriul nostru spațiu acreditat. Da? Și atunci automat ajungi să închiriezi un spațiu care nu este ieftin, pentru că avea spațiu de depozitare pentru alimente cu instalație frigorifică pentru a putea păstra produsele la temperatura corespunzătoare categoriei de produse este cu mult mai costisitor decât un depozit simplu, clasic, în care, nu știu, depozitezi mobilier sau piese auto. Chiar dacă ai avea proprietarul de depozit care vrea să ți-l ofere gratuit, este factura de electricitate care da, îți omoară. Dar și mentenanța unei instalații frigorifice, pentru că, de exemplu, cred că costurile pentru o instalație frigorifică pe care noi o avem, să spunem, doar într-una din boxele din București, se ridică undeva la peste 40.000 de lei. Doar achiziție, montaj, operaționalizare înseamnă cu mult mai mult. Defectarea unui compresor sau a unei instalații înseamnă automat, da, 10.000 de lei. Deci, practic, această bancă pentru alimente funcționează ca o firmă care activă în domeniul acesta o firmă socială. Alimentelor, da, dar, o firmă socială. Dar are activitate de organizație non-guvernamentală. Practic are nevoie de o sumă de bani pentru rulaj destul de mare. Care da, mă gândesc că nu-i lucru. Deci una peste alta noi suntem asimilați unui agent economic, da? Nefiind societate comercială, operăm cu codurile cu care operează societățile comerciale, doar cu mențiunea că produsele pe care noi le colectăm, le preluăm gratuit, deci nu există factură fiscală și mai departe noi le dăm, le oferim gratuit, nu există din nou factură fiscală. Dar există documente, da, există documente care fac referire la produs, la lot, la termenul de valabilitate, pentru că altfel nu poți să păstrezi trasabilitatea, să fii sigur ce produs ai avut, cui l-ai oferit, pentru că, vedeți, noastră se întâmplă și în zilele de astăzi să apară produse care la un moment dat sunt descoperite că au diverse concentrații de produse care nu sunt conforme și atunci ele trebuie retrase. Noi, prin sistem, știm foarte clar cui am oferit, când și putem să cerem, dacă mai au cumva produsele pe stoc, să le returneze, să le oprească de la consum și așa mai departe. Iar un motiv pentru care nu luăm produse de la persoane fizice este pentru că nu știm cum au fost. Persoana poate să fie cu toată bunăvoința. Nu știm cum au fost preluate, depozitate, transportate de la magazin, acasă, de acasă la noi, da? Și atunci noi mergem pe tipul acesta de colectare din depozite sau din rețeaua de magazine, acolo unde, să spunem, sunt magazine mai mari și sunt cantități. Poate sună, nu știu cum, dar datorită costurilor pe care le avem, noi spunem că ne ducem cu mașina după un palet de marfă sau 300 de kilograme, pentru că, cel puțin în București, cu traficul care există, da, cu timpul pierdut, e costisitor să faci munca de colectare. Da. Uh-huh. Și totuși, acum, cheltuielile sunt mari, resursele implicate sunt mari. Marfa este primită gratuit și oferită gratuit. Nu înțeleg de unde aveți fondurile pentru a rezolva toate problemele.
Așa cum vă spuneam, este partea a doua, munca pe care noi o facem să obținem fonduri și ne bucurăm că, de exemplu, am găsit un sprijin, da, încă de la început, din 2017, în compania Lidl, care abia trecut în politica de CSR, zona de sustenabilitate și de implicare în a reduce risipa alimentară. Pentru noi un lucru îmbucurător este că majoritatea multinaționalelor care lucrează cu alimente fac deja acest lucru în alte state din Europa. Adică ceea ce, să spunem, conceptul pe care l-am implementat la București în 2016 și multiplicat în țară, nu este invenția mea. Eu am preluat un model care l-am văzut în afară și care am văzut că funcționează, plecând de la faptul că suntem state al Uniunii Europene. Toată legislația și directivele europene trebuie implementate și în România. Mai devreme sau mai târziu, e adevărat că noi românii suntem specialiști să aplicăm după infringement. Scuzați, dar asta este realitatea, da? Uitați-vă la zona de gunoi. Și că pentru mine a fost foarte clar faptul că într-un pas 2 și în România se va întâmpla. Ce se va întâmpla? Da, vor exista politici transpuse în legislație pentru a reduce risipa alimentară. Există deja o lege, da? Legea 217 din 2016 și legea 200 din 2018 cu norme de aplicare, care a venit și a reglementat cumva zona asta a produselor care mai au, să spunem, 10 zile termen de valabilitate, a legumelor și fructelor care în general nu au termen de valabilitate, dar e vorba de consistența lor și de prospețime, și care este un sprijin pentru cei care au alimente de dat, dar și pentru cei care au nevoie de alimente. S-a înființat un registru la Ministerul Agriculturii pentru entități care se avizează, agenți receptori se cheamă, da, trebuie să te duci, să te înscrii, să demonstrezi că funcționezi legal, că ai un spațiu de depozitare acreditat sanitar veterinar, ca să poți să fii înscris și companiile care vor la un moment dat, au produse, pot regăsi acolo, să spunem, un ONG din proximitatea lor. În momentul de față sunt și băncile în acest registru și cei care vor ne găsesc acolo. Banca pentru alimente este soluția pentru această soluția pentru găsirea, nu? Pentru stoparea. Sau măcar diminuarea. Diminuarea risipei alimentare. În contextul în care știm că România are este o societate bazată pe consum. Și pe aruncat, că și pe aruncat. Nu doar pe consum. Știrile de la televizor sunt dese despre câtă mâncare se aruncă și în special după sărbători. Am participat alături de susținătorii noștri de la Departamentul de Dezvoltare Durabilă a câteva mese rotunde legate de ce înseamnă această risipă alimentară, iar lucrurile în România exact stau... Sunt îngrijorătoare. Da, stau foarte bine, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare. Da, nu stau bine. Gândiți-vă că risipa alimentară, da, este de la colectarea sau recoltarea produselor de pe câmp, indiferent că sunt cereale, legume, fructe, așa, până la noi acasă în farfurie și în coșul nostru de gunoi. Pentru că dacă nu ai un utilaj bun, apropo de recoltare mecanizată, vei pierde o mare parte din recoltă, care înseamnă de multe ori profitul tău, da? Dacă nu transporti și nu depozitezi corespunzător produsele, iar se va pierde o parte din marfă. Dacă procesezi, ai și acolo, să spunem, partea de pierdere. Depozitezi, transporti, vinzi, la fel. Dacă nu ai grijă, răstorni, strici ambalajul și așa mai departe și apar produse, să spunem, neconforme. Cumperi și cumperi mai mult decât consumi, ajungi în același loc în care produsele pe care tu ai dat un ban, da, pentru a fi hrană, să le arunci. Să le arunci pentru că vezi că termenul de valabilitate a expirat, să le arunci pentru că, știu, legume, fructe fiind, nu le-ai depozitat acasă adecvat, că și asta e foarte important, cum depozităm produsele în frigider sau în cămară, și produse pe care, să spunem, le-ai preparat într-o formă, să spunem, proprie, da, le-ai gătit și pe care nu ajungi să le mai consumi în totalitate. Deci toată plaja înseamnă risipă alimentară. Noi nu ne putem aplica, noi ca bănci nu ne putem aplica asupra întregii plaje, dar noi ne ducem acolo unde sunt stocuri, da, încercând să
transformăm ceea ce poate să fie un gunoi în potență, filozofic discutând, da, să fie hrană și să fie consumată. Și răspund companiile pozitiv la aceste... Noi ne bucurăm pentru că trecând anii vedem că sunt companii care fac acest pas. La început poate mai timid, pentru că nu ne cunosc, pentru că există acea neîncredere de care v-am vorbit și care rămâne, da? Dar cel mai important lucru este ca decizia să fie luată în companie, dacă vreți, undeva sus. Să existe politică, da, de sustenabilitate în companie și acolo unde se lucrează cu alimente, producător, importator, vânzător în gros sau retailer, să aibă trecut în strategie și un astfel de lucru. Pentru că risipa alimentară se poate reduce și prin vânzarea accelerată, da, și prin donarea către un ONG care are nevoie de alimente. În cel mai rău caz, dacă ele ajung să expire sau să se deterioreze, da, discutăm despre, știu eu, compostare sau biogaz. Noi suntem o verigă, dacă vreți, din zona de recuperare a alimentelor, nu pot spune neapărat transformarea, dar de recuperare a alimentelor, în încercarea de a valorifica acele resurse care au fost investite. Pentru că ne uităm și vedem, cel puțin în ultimii ani, se vorbește mult despre resursele care sunt limitate, despre faptul că trebuie să încercăm să intrăm într-o economie circulară în care orice mai poate fi recuperat, refolosit, valorificat, să se întâmple lucrul acesta, să nu fie totul gunoi. Gândiți-vă astăzi în București ce se întâmplă la capitolul gunoi. Da? Faptul că unii colectează separat, vine operatorul de salubritate și amestecă înapoi fracțiile, au început să se colecteze fracții separate. Eu vă spun sincer, în vacanță am fost undeva în Moldova, mediul rural, și am rămas uimit că deja acolo se colectează măcar separat fracția de umed și uscat. Adică în satul părinților mei au două tomberoane și pun plastic, aluminiu, sticlă, nu știu, lemn, așa, într-un tomberon frumos în sac, și celelalte, care să spunem sunt în zona biodegradabilă a gunoiului menajer, într-un alt sac. M-aș bucura să văd și București cât mai repede așa ceva. Că e primul pas. Când vorbim despre alimente, eu în istoria mea lungă, inclusiv de profesor, nu știu, de educator în zona de alimentație, am împărțit ceea ce mâncăm pe scurt în două. Alimentele proaspete, fructe, legume, nuci, semințe, și alimentele procesate sau ambalate. Este momentul ăsta un trend în consumul, ceea ce doresc organizațiile de la Banca pentru Alimente, doresc mai mult lucruri proaspete sau lucruri ambalate? Primesc ce li se dă. Modul nostru de lucru este următorul. Organizația vine, este programată, da, zilnic sunt organizații programate la rampă, așa spunem noi. Spunem, avem următoarele produse cu termenul X, cât îți folosește ție în organizație. Poate să spun, am nevoie de 200 de iaurturi, să spunem, pentru că am undeva la 65 de beneficiari în rezidențial și având în vedere că are 5 zile termen produsul, noi îl putem da, să spunem, în ziua 5, a 3 și ziua 1 la consum, deci putem repeta așa. Cum să vă spun, cei cu care lucrăm deja au intrat într-un ritm în care vin, preiau de la noi ce reușim să colectăm și să le oferim și abia ulterior își fac cumpărăturile. Ca să nu cumva să dubleze. Pentru că la început, produsul ăsta abia l-am cumpărat, am fost la cumpărături. Și atunci, în măsura în care știu că săptămâna asta ei vor veni să ia produse, întâi preiau ce pot prelua de la noi și după aceea se duc la cumpărături. Este adevărat că marea majoritate a produselor pe care noi le colectăm sunt în zona legumelor, fructelor, da? Și a produselor lactate, care de obicei au termen foarte scurt, adică iaurturile, nu știu, sana, laptele și așa mai departe, au un termen scurt.
Și e greu de optimizat producția pentru astfel de alimente, în comparație, nu știu, cu un producător de, nu știu, făină, griș și așa mai departe, pentru că acolo există un termen de un an, dacă nu mă înșel, da? Și atunci el își programează mult mai ușor producția pe care o are. Și dacă vreți, culmea este că de multe ori noi nu avem la bancă sau nu primim în bancă produsele de bază. Din potrivă, primim produse care sunt un pic mai în zona produselor scumpe, pentru că nu apucă să fie vândute. Sau, v-am spus, de lactate. Gândiți-vă, anul trecut a fost o chestie foarte delicată cu laptele școlar. A fost licitat, contractat, produs, școala a început și a închis. S-a închis, s-a sperat că se deschide, când 15 mai, când s-a spus clar că nu va mai fi școală fizică, toți cei care aveau în proprietate lapte școlar produs, contractat din mai multe companii din România, au intrat în disperare, pentru că ei aveau tone, zeci, sute de tone. Iar la momentul respectiv au fost foarte multe organizații care au preluat. Noi, ca rețea de bănci, am reușit, am trecut să colectăm 800 de tone de lapte școlar. Gândiți-vă ce înseamnă triunghiurile de 200 de mililitri, da? Am preluat acolo unde apărea o cantitate, preluam și deja discutam în rețea. Eu pot să iau atât, da? Cine cât poate să mai ia, raportat la termenul de valabilitate, pentru că dacă laptele a fost produs să fie consumat, să spunem, în trimestrul 1-2 și deja eram în luna iunie, era clar că el, având 6 luni termen de valabilitate, nu mai putea fi folosit în, să spunem, în următorul an școlar, dacă ar fi fost prezență fizică, să spunem, în octombrie 2020. Și atunci a existat o mare presiune, să spunem. Am preluat atât cât s-a putut prelua, raportat la termenul de valabilitate, și am întors în zona socială cantitățile. Când vorbim despre sustenabilitate și vorbim despre soluția aceasta pentru risipa alimentară, care sunt avantajele companiei care vă pun la dispoziție alimente? Și aș încerca să dau un exemplu, să vă rog să dați un exemplu mai clar pentru un producător de morcovi. Da? Producător de morcovi. Avem la Constanța un foarte mare producător de morcovi, care sunt convins că după ce recoltează, are foarte mulți morcovi pe care nu reușește să-i vândă. O societate care este pe profit, își poate încheia cu noi un contract de sponsorizare și ne poate da bunurile în contract de sponsorizare. Asta înseamnă că el își deduce valoarea produselor, valoarea de producție sau de achiziție a produselor, își deduce din impozitul pe profit datorat statului. Ăsta este primul pas. O companie care deține astfel de bunuri și riscă să le dea la distrugere, deci le are, să spunem, în gestiune, el trebuie să demonstreze, în cazul unui control ANAF, ce a făcut cu ele. Le-a vândut? Nu le-a vândut. Le-a dat la distrugere? Atunci trebuie să existe documente, factură și plăți aferente cantității respective. Dacă îi adonează produsele, scapă de acele costuri pentru distrugere. Și bineînțeles că avem în spate un contract și un document prin care noi preluăm produsele, devenim proprietarii lor și ei s-au scăzut din gestiune de produse. Sau varianta de care discutam, da, legea împotriva risipei alimentare, la fel, prin care produsele care sunt, să spunem, cu maxim 10 zile termen de valabilitate, pot fi donate și pot intra, să spunem, să pot întoarce cumva în zona de consum. Iar avantajul, mă întorc la întrebare, avantajul este fie contractul de sponsorizare prin care el cumva își deduce costul pe care l-a avut. Ok, nu face un profit, dar cel puțin nu iese pe pierdere, în situația în care riscă să le arunce și va avea niște costuri de distrugere, donându-le, scapă de acele costuri de distrugere și în plus își poate deduce TVA-ul aferent achiziției produselor respective, pentru că TVA înseamnă taxă pe valoare adăugată, produsele nu au nicio valoare adăugată, da? Riscă să fie gunoi, sunt donate gratuit. Așa, și mai există și varianta companiilor care, dacă nu sunt pe profit și sunt plătitoare de impozit pe venit, da? Și aici există o posibilitate de deducere a costului. Și e important ca o companie să facă, să spunem, 3 luni de parteneriat cu noi și să vadă după 3 luni de zile ce probleme a avut în lunile anterioare, 3, să spunem, prin comparație, și care până la urmă este câștigul, pentru că într-un astfel de demers
Teoretic, toată lumea câștigă. Câștigă în sensul în care nu are costuri suplimentare pentru distrugere, da? Și atunci cel puțin își păstrează niște bani obținuți din business. În cealaltă parte, mâncarea ajunge să fie hrană pentru, mâncarea colectată ajunge să fie hrană pentru familii nevoiașe, pentru centre unde, să spunem, obținerea, cumpărarea hranei înseamnă niște costuri foarte mari. Vorbeam mai devreme despre cât de laborioasă este activitatea într-o astfel de bancă pentru alimente. Primiți și voluntari? Mă gândesc acum la tinerii care ne urmăresc și care poate își doresc să se implice. În general, e dificil în bancă să ai, să ai o acțiune coordonată de voluntar permanent. Deci e clar că ai nevoie de câțiva angajați, gestionar, șofer, gestionar care se duce și preia marfă, dar sunt momente în care prezența voluntarilor ne-ar ajuta să triem marfa, să facem o dată pe lună o curățenie generală în depozit, să facem acțiuni de colectare, cum sunt cele pe care deja le-am început de 2 ani de zile cu Lidl, și aici mă refer la colecta înainte de sărbători. Deci avem prezență pentru o perioadă limitată, 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte de Crăciun sau de Paști, cu voluntari în magazine care vin și le vorbesc cumpărătorilor despre munca băncii pentru alimente și destinatarii produselor și îi roagă dacă vor să cumpere și la ieșire să lase într-un box metalic un kilogram de zahăr, de făină, de ulei, un pachet de biscuiți, o ciocolată, fiind sărbători, poate o cutie cu bomboane pentru copii și așa mai departe. Iar aici, într-adevăr, toată munca este bazată pe voluntari și încercăm în primul pas să cooptăm organizațiile care sunt beneficiare, pentru că în ultimă instanță ele vor primi acele produse. Și atunci spunem, uite, sunt atâtea magazine în care se poate merge. Asta este lista cu magazine. Alegeți un magazin din apropierea ta să-ți vină mai ușor, să vii împreună cu angajații tăi, cu voluntarii din centrul tău și să acoperi partea de voluntariat în magazin. Ceea ce se colectează ca rod al muncii tale de voluntariat, oricum ajunge la tine în organizație. Pentru că ceea ce ne-am spus până acum este că o bancă, după modelul pe care noi l-am preluat, nu are propriul program care să consume alimentele. Adică tot ce vine în bancă trebuie să și plece mai departe. Pentru că, omenește vorbind, ar fi simplu să ai o cantină socială, un cămin de bătrâni și atunci vei fi tentat, omenește, să-ți îndesturezi propriul tău proiect. Ceea ce va face să viciezi un pic munca ta în raport cu ceilalți. Și atunci, modelul preluat este banca face doar această muncă de colectare, depozitare și distribuție către organizații, fără a avea un propriu consumator de produse. Sunt tinerii de astăzi doritori sau capabili de a se organiza ca și organizații pentru a folosi banca pentru alimente? N-aș putea să vă spun că sunt la nivelul acesta, dar sunt organizații de voluntari care, fie la București, fie la Timișoara, la Oradea sau la Cluj sau Brașov, s-au implicat. Roman, deci organizații de liceeni, de studenți, care în perioada de campanie s-au oferit, au preluat câteva magazine, au colectat produse și de comun acord ele au fost donate către o organizație pe care, să spunem, ei o ajutau sau o sprijineau. Știți foarte bine că la noi problema voluntariatului, cultura voluntariatului e destul de departe de ceea ce se întâmplă în țările europene. Am văzut afară și mi-a plăcut enorm de mult faptul că acolo un tânăr pensionar, da, o persoană care a ieșit, să spunem, la pensie astăzi, nu se plafonează. Își ia colegii și vă spun, din experiența pe care o am eu într-una din băncile din Europa, m-a impresionat faptul că foști colegi de muncă aveau o zi pe săptămână în care se reîntâlneau în bancă. Deci într-un cadru, să spunem, organizat, și Costel și Gigel și așa, veneau în fiecare miercuri de la ora 9 până la ora 4 și ajutau la descărcat, sortat cutii, sortat produse pe care le aveau în bancă. Și povesteau de ale lor din timpul serviciului, cine ce-a mai făcut, cine ce probleme medicale mai are și așa mai departe. La plecare se salutau și ne vedem miercurea următoare. Sau doamne, la fel, care au lucrat într-o anumită zonă și veneau joia, era ca o echipă, da? 10 persoane, foști, colegi, prieteni, veneau și făceau munca de voluntariat în bancă.
Sperăm că încet, încet lucrurile astea să se întâmple și la noi în mediul urban. Din păcate, vârsta de pensionare e destul de înaintată, speranța de viață așa cum este, multă lume care este la pensie încearcă să mai găsească un job, să-și mai adauge ceva la venitul mic din pensie, dar știm foarte bine că speranța moare ultima. Încet, încet, cu siguranță vor apărea astfel de persoane. Pe final, un mesaj adresat tinerilor ca principal grup de audiență al acestei discuții. Mă gândesc și că acest domeniu al risipei alimentare, după cum am prezentat și în această discuție, are o importanță și un impact vital înspre atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de foamete și de sărăcie. Paradoxul este următorul. Trăim niște vremuri în care o parte din populația planetei își permite să cumpere mai mult decât consumă, iar altă parte se culcă seara flămândă. Vă spuneam de risipa alimentară prezentă pe întreg lanțul, da? De la fermă până la furculiță. E important ca fiecare agent economic în zona lui să poată să ia o decizie și să ia măsuri pentru a reduce risipa. E important că atunci când produsele, să spunem, ajung să fie destinate băncii, să te poți baza pe voluntari care să te ajute, pentru că gândiți-vă, am început asociația, am înființat-o în 2016 în București. În 2017 am achiziționat 57 de tone. În anul următor au fost 212 tone. În al treilea an au fost 824 de tone. Ca anul trecut să colectăm doar noi în București 1352 de tone. La nivel național, întreaga rețea anul trecut a colectat peste 3000 de tone de alimente. Deci, produsele există. Depinde de noi dacă facem tot posibilul ca să le colectăm. Depinde de noi, cel puțin în cealaltă parte a familiei, dacă generația tânără va fi un pic mai atentă în ceea ce achiziționează, va fi mai selectivă, mă refer cantitativ, pentru că ajungem în cealaltă parte a obezității, și să vedem ce putem face în așa fel încât produsele pe care le-am achiziționat să le consumăm. Să fim mai atenți și sunt acele, să spunem, mici trucuri, să te duci mâncat la cumpărături, să cumperi puțin și să fim conștienți de lucrul ăsta, că alimente există. Uitați-vă ce s-a întâmplat acum un an jumate, la început de pandemie, toată lumea disperată s-a dus, a luat, s-a gulit azi magazinul, peste noapte s-a umplut, s-a gulit din nou magazinul, da? După două săptămâni lumea s-a potolit că existau produse, da? Câtă drojdie să cumperi? Exact, câtă făină, cât ulei, da? Câtă hârtie igienică. Așa, deci lumea să înțeleagă că trăim, cel puțin noi în România, trăim deja într-o societate în care marfa există, da? Important este să existe puterea de cumpărare și ne putem duce mai des la cumpărături. Adică facem mai des o plimbare până la cumpărături, ne luăm cantități mai mici de produse și atunci reducem risipa alimentară. Și mă gândeam acum că crește firesc lanțul de magazine, nu doar în mediul urban, chiar și în mediul rural au apărut în foarte multe comune, au apărut magazine din lanțuri cu reclamă destul de multă la televizor. Da, se întâmplă și în mediul rural acum același lucru. Dacă la început au fost, să spunem, micii comercianți, da, acum da. 25 de ani, micii comercianți, unii s-au dezvoltat, alții au închis, așa, deja mediul rural este prezent supermarketul, marketul, da, da? Și el vine să ofere o gamă foarte largă de produse. Tot așa, din mediul rural pot să vă spun că, da, persoanele care până acum stăteau la tejdea să cumpere ceva, în momentul în care au văzut că se pot plimba printre rafturi cu căruțul, să se uite, să aleagă, să așa,
automat au ales să se ducă acolo. Nu știu, de plăcerea de a cumpăra, de plăcerea de a interacționa cu marfa, cu produsul, altfel decât o făceau până acum la Tejdea. Și el este acest fenomen și cu plusuri și cu minusuri. Apare o marfă mai atent selectată, ca principiu, da, fiscalizată, standardizată, și atunci și economia ar avea de câștigat. Rețin că este un important pentru tineri să învețe să facă cumpărături cu cap. Foarte important. Și dacă își doresc să se implice în activitatea băncilor pentru alimente, să verifice care dintre băncile pentru alimente funcționează în zona lor, în regiunea lor, și să o contacteze pentru a se implica ca și voluntar. Există o pagină de internet, bancapentrualimente.ro. Acolo veți găsi detalii despre fiecare bancă regională. Puteți să contactați, să scrieți și să intrați în legătură cu banca din apropierea dumneavoastră. La fel și pentru companiile care vor să doneze, da? Pot să găsească băncile fie în registrul de la Ministerul Agriculturii, fie aici pe pagină, și pot să doneze produsele pe care ei, să spunem, le au ca un surplus sau le au în apropierea termenului de scadență. Mă bucur că există Banca pentru Alimente ca una dintre soluțiile importante împotriva risipei alimentare și în același timp o soluție foarte bună pentru redistribuirea resursei alimentare, inclusiv către grupurile defavorizate, grupurile cu probleme, prin intermediul cred că în momentul ăsta lucrează cu foarte multe ONG-uri care preiau marfa, ceea ce mă bucur. România crește. Crește și crește într-un stil orientat înspre găsirea de soluții potrivite pentru grupurile vulnerabile, pentru acei oameni care au mai puține decât avem noi sau decât oricum găsim noi. Nevoi locale, cu soluții locale sau naționale și adaptate exact spațiului geografic și oamenilor de acolo. Cred că tinerii aici ar trebui să încerce să-și dea seama dacă există și rolul lor în acest ajutor și în implicarea în acțiuni locale. Într-adevăr, cred că ăsta este mesajul de final pe care ar trebui să-l transmitem. Mulțumim, Gabriel, pentru prezența. Cu cea mai mare plăcere. La această discuție pe teme de dezvoltare durabilă. Invităm pe privitorii noștri să devină parte a generației de acțiune GenAction. Pe curând! La revedere!